Grecia continuă să fie o destinație de top pentru concediile românilor, iar insulele mai puțin cunoscute și neexplorate sunt o alegere perfectă pentru cei aflați în căutare de liniște și autenticitate. Deși mai puțin populară, Limnos este o insulă situată în partea de nord a Egeei, la doar 700 de kilometri de București. Cu o lungime de 260 de kilometri de litoral, Limnos are aproape 100 de plaje, dintre care câteva amenajate, unde te poți răsfăța cu cocktailuri și șezlonguri, dar și plaje sălbatice, unde poți să te bucuri în liniște de natură. Oferta de cazare este variată, de la complexuri hoteliere moderne până la hoteluri cu tradiție, pensiuni rustice sau campinguri, dar indiferent de alegerea făcută, poți să fii sigur că vei fi bine tratat, cu ospitalitatea și optimismul caracteristice locuitorilor insulei. Grecii pun mult preț pe produsele locale, așa încât de la nicio tavernă nu lipsesc tradiționala brânză feta, pastele de casă și peștele proaspăt, însoțit, bineînțeles, de vinuri grecești răcoroase. Indiferent de tipul de vacanță dorit, în Limnos vei întâlni de la lăcașuri de cult la muzee care spun povestea insulei, începând cu timpurile preistorice. Potrivit legendelor, în Limnos a fost casa zeului Hephaistos, dar și locul în care s-a construit primul parlament din lume. Limnos este încă nesufocată de turismul de masă și pentru căutătorii de autentic și pasionații de povești mitologice, o astfel de vacanță poate deveni un vis împlinit.